Având în vedere că se apropie ziua morților sau luminația, cum mai este numită această zi, și în această perioadă tot mai multe persoane se preocupă de locurile de veci ale celor dragi, în cimitirele din Sighetul Marmației a avut loc o amplă acțiune de salubrizare și în acest an în cimitir au fost găsite depozite neconforme de gunoaie. Potrivit viceprimarului Daniel Aunița Ivaș, cu cursul zilei de sâmbătă, societatea de salubrizare a ridicat peste 5 tone de deșeuri provenite din curățarea mormintelor, iar cantitatea de deșeuri ridicată săptămâna trecută a ajuns la 10 tone. Viceprimarul îi îndeamnă pe sighetenii să depoziteze gunoaiele doar în bubelele din cimitire.